sportiv municipal Slatina, județul Olt, organizează concurs de recrutare pentru funcția contractuală de execuție vacantă de asistent medical debutant la compartimentul îngrijire și asistență medicală. 2 februarie este data limită pentru depunerea dosarelor, concursul urmând a fi organizat pe 12 februarie proba scrisă și pe 15 februarie interviul. Perioada de înscriere în programul de tomate 3.000 de euro per fermă an minimum 1.000 metri pătrați a început. Legumicultorii olteni care plantează și vor produce tomate în solarii ciclul 1 pe minim 1.000 de metri pătrați pot beneficia de acest ajutor. Asociația Tinerilor Fermieri Olt atrage atenția că programul de minimis poate finanța maxim 13.333 de legumicultori și îi îndeamnă pe olteni să se grăbească să depună dosarul de înscriere la Direcția Agricolă Județeană. Compania Națională Poșta Română a anunțat că miercuri 24 ianuarie toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise, Ziua Unirii Principatelor Române fiind declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Poșta anunță că este posibil ca trimiterile poștale prezentate în data de 23 ianuarie să înregistreze timp mai mari de circulație. Atelierul intercultural Victoria din Slatina a găzduit astăzi lansarea volumului Slatina File de istorie și civilizație, lucrare coordonată de profesorul dr. Gheorghe Florentin Moise, alături de un colectiv tânăr format din elevi ai clasei a 9C, profil socio-uman de la Colegiul Național Radu Greceanu Slatina. Proiectul a fost derulat în parteneriat cu Primăria Slatina și Consiliul Local Slatina. Declarația 600 trebuie depusă la ANAF până pe 31 ianuarie de toți oltenii care în 2017 au realizat venituri din activități independente, inclusiv din drepturile de autor, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, chirii, din investiții, inclusiv dividende, din activități agricole, piscicultură, silvicultură sau din alte surse. Pe baza declarației 600, ANAF va calcula la contribuția la pensie CAS și ce contribuție la sănătate CASS trebuie să achite contribuabilul respectiv.